Având în vedere faptul că se anunță vreme nu mai bună pentru plimbări și foarte mulți dâmbovițeni vor porni la drum, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița s-au programat mai multe acțiuni de control și de prevenire a unor evenimente nedorite. Peste 800 de polițiști vor fi implicați în acest weekend în acțiuni ce vizează ordinea publică și disciplina rutieră. În această perioadă, 871 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Dâmbovița vor fi prezenți la datorie, acționând pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Din numărul total al polițiștilor, 576 sunt de la ordine publică, 143 de poliție rutieră și 120 specializați în investigații criminale și investigarea fraudelor. În cadrul acțiunilor, polițiștii vor folosi 261 de autospeciale. Polițiștii vor fi prezenți pe principalele artere de circulație ale județului, astfel că participanților la trafic li se recomandă să fie prudenți la volan.